Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a vizitat astăzi pe bolnavii internați la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș. Cu acest prilej, ierarhul împreună cu un sobor de preoți a săvârșit taina Sfântului Maslu în Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Luca din cadrul unității medicale. Preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit taina Sfântului Maslu în Biserica Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș și s-a rugat pentru sănătatea celor aflați în suferință. La slujbă au participat cadre medicale și bolnavi care au avut posibilitatea să se deplaseze din saloane și să fie împreună la rugăciune. Am socotit de bine să oficiem taina Sfântului Maslu în Biserica Sfântului Apostol și Evanghelist Luca din incinta Spitalului Municipal Caransebeș. Au fost alături de noi la taina Sfântului Maslu atât medicii, cât și asistenții și toți ostenitorii din acest așezământ medical, dar au fost foarte mulți pacienți bolnavi care s-au bucurat că iată au avut prilejul să participe în postul mare la această taină instituită de Mântuitorul Iisus Hristos, taina Sfântului Maslu, în care noi toți, dacă ne rugăm cu adevărat, ne putem vindeca de neputințele sufletești și trupești. Ne putem vindeca și sufletul și trupul dacă ne rugăm unii pentru alții în biserică și dacă încercăm să avem în fiecare zi o viață autentică în Hristos. Aflându-ne în această perioadă de post a Sfintelor Paști, am considerat potrivit și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a binecuvântat să săvârșim această sfântă taină a Maslului de obște pentru bolnavii din acest spital și pentru personalul medical de aici, din Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș. Nădăjduim că rugăciunea aceasta înmulțită și stăruitoare va fi de folos tuturor și nouă celor ce am slujit și bolnavilor care caută tămăduire trupească, dar și sufletească aici, în biserica din curtea Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș. Preasfințitul Părinte Lucian vizitează frecvent instituțiile medicale și social-filantropice din Episcopia Caransebeșului și îi cercetează pe cei aflați în suferințe. Periodic, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, însoțit de colaboratori de la centrul eparhial și de preoții capelani ai episcopiei noastre, îi cercetează pe cei aflați în suferință și în boală în spitalele din eparhia noastră. Astăzi s-a săvârșit taina Sfântului Maslu la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, cuvântul de învățătură al ierarhului fiind prilej de întărire și îmbărbătare pe cei aflați în boală și în necazuri. După slujbă, Preasfințitul Părinte Lucian i-a oferit directorului medical al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș Ordinul Eparhial Crucea Episcop Elie Miron Cristea, clasa a doua pentru mireni. Vreau să mulțumesc la Preasfințitul Părinte Lucian și celorlalți părinți care au participat și care au venit astăzi pentru o slujbă, pentru medici, pentru asistenți, pentru personal și de câți bolnavi. Biserica noastră care există în cadrul spitalului e foarte important să avem așa ceva în toate spitalele din România, pentru că avem credincios și credincios trebuie să duce la biserică, să roage pentru sănătate, pentru orice fel de problemele. Și e foarte bine și mă bucur că lucrez în acest spital în care există biserica de genul ăsta. Și același timp vreau să mulțumesc și mă simt onorat pentru distincție care am primit astăzi și mulțumesc și la Biserica Ortodoxului care chiar gândit la mine în postul Paștelui și mulțumesc din suflet. Și doresc la Paștele, va aduce bucurie la noi toți.
Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Luca din cadrul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș a fost construită cu sprijinul cadrelor medicale și prin implicarea credincioșilor din Caransebeș și din împrejurimi. Piatra de temelie a fost sfințită în anul 2006, iar în anul 2008 locașul de cult a fost târnosit de preasfințitul Părinte Lucian.